Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Cred că la un moment dat am mărturisit că înainte de a pica în somn, eu ascult muzică, dar muzica de fapt cu versuri extraordinare, mai ales cu poezii. Sunt foarte atent, eu și un prilej pentru mine, pentru să-mi reamintesc poezii celebre. Evident că nu putea să lipsească din înregistrările pe care le am un iPod și destul de bun, versurile cântate la Cenacul Flacăra. Eu cred cu Adrian Păunescu după 1989 relațiile mele au fost contradictorii, adică în momentul în care ca politician a participat alături de Vadim la formarea Patrulaterului Roșu, eu l-am atacat, am fost dus polemici, după asta am participat când a plecat Ilescu de la putere, la lungile lui emisiuni, care erau, dacă nu mă întreb, la Tele7, ABC, dar, indiferent de opiniile, de polemicele pe care le-am avut, eu consider pe Adrian Păunescu un fenomen al culturii românești. Este greu să găsesc un corespondent în istoria culturii românești. Poate Iorga... De ce este greu? Pentru că Adrian Păunescu n-a fost numai poet. A fost poet, conducătorul, inițiatorul și conducătorul acestui fenomen ieșit din comun, numit Cenacul Flacăra. A fost om politic, director de gazete, jurnalist. Ca jurnalist lui datorăm extraordinara culegere de publicistică a lui Marin Preda, Viața ca o pradă, a apărat pe mulți inși. Deci e greu să putem spune că poetul Adrian Păunescu a fost de toate și poate că genul de personalitate multilaterală, poate Goga a fost așa, poate, deși istoric de la bază, Nicolae Iorga. Sigur este că Adrian Păunescu a fost și înainte de 89 și după 1989 un naționalist, în sensul bun al cuvântului, adică un mare om de cultură care a apărat valorile naționale și a pledat pentru demnitate. Printre textele pe care le ascult se află și acest text zguduitor în care Adrian Păunescu se adresează celor care vor supraviețuirii lor, adică nouă, celor de azi. Ia să vedem acest text. Repet, este un text care pe mine chiar mă impresionează, pentru că este vorba de un om care a murit și care ne vorbește nouă acum, care trăim, și ne spune că el și generația lui și-au făcut datoria. Stimați oameni buni care veți auzi vocile noastre peste vreme, țineți minte că noi am făcut tot ce depinde de noi ca să fie pace pe pământ și ca lucrurile oamenilor să fie în mâinile lor, pâinea oamenilor pe mesele lor. Vă vorbesc și nu mă vedeți. Bun. Ce m-a apucat să vorbesc acum despre Adrian Păunescu? Am scris foarte mult despre Cenacul Flacăra. Am considerat că Cenacul Flacăra a fost un fenomen unic în perioada comunistă, pentru că a scos în evidență unul dintre cei mai mari moderatori, adică cel mai mare moderator din istoria televiziunilor, pentru că erau talk show-uri cu sute de mii de oameni care erau ținuți ore în șir, cântau și cună pentru asta și plăteau,
seduși de personalitatea lui Adrian Păunescu. Înregistrările pe care le-am ale Cenacului Flacăra arată un om care cânta și el, compunea versuri sau făcea. Există, de exemplu, și pentru literatura română, el a făcut lucruri ieșite din comun, greu de apreciat. Există, la un moment dat, dacă veți face rost în înregistrările Cenacul Flacăra, un moment în care el recită împreună cu sala o de metru antic. Oia care erau din sală tine, nu știu acum, sunt bătrâni, au murit, au învățat o de metru antic. Acolo s-a cântat Ursul lui Mihai Beniuc, Ursul românesc, a cântat Tudor Gheorghe. Dar și tot la Cenacul Flacăra s-a cântat, cred că după 89, Boceri pentru Ioan, poezia, cântec extraordinar, emoționantă, dedicată de Adrian Păunescu lui Mareșalul Antonescu. Boceri pentru Ioan. Bun. De ce? Astăzi ne-am pomenit cu un comunicat de la o instituție despre care eu mă întreb mereu ce rost are. Este o instituție în subordinea lui Nicolae Ciucă, adică premierului, adică bolovanului transpirat, și plagiator, paranteză, nici nu știe amărâtul, cum, când o să cadă, pentru că are dosarul de plagiator. Deci, dintre toți cei care ar trebui să cadă, el vă o să pice cel mai ușor, Nicolae Ciucă, pentru că are dosarul. Adică acolo nu face, la un moment dat, acolo nu face decât cel mai să facă așa. La alții e greu, trebuie să te duci, să-i găsești, să-l anchetezi. Nu la el, zice, bă, iată-ți mă la dosar. Bă, și când o să cadă ăsta, când o să cadă de pe scările de la Calea Victoriei, am o rugăminte, vă rog, să fiți atenți că va fi cu tremur, pentru că el e mare și el nu știe să se rostogolească, cum el n-a știut să urce. Bun. Acest Nicolae Ciucă a numit în martie 2022 ca premier al coaliției din care face parte și PSD-ul cu fustiță, PSD-ul lui Marcel Ciolacu, care crede că dacă el se rujează, a rujat acest PSD la care Gabriela Firea, cea cu crucea, am avut multe interviuri, că nu mai puteai scăpa de icoanele ei, a zis că ea e pentru avort. Bruxelles. Deci acest partid stă pe pândău acum, în fund, stă așa și face temenele, doar cei de la Bruxelles îi vor lăsa la guvern. Nu o să-i lase. Pentru că și stăpânii, se știe din istorie, temiros. Adică de ce între slugile care se înghesuie să pupe papucul noilor sultani, sunt mulți. De ce să alegi pe Ciolacu, când sunt alții de care e sigur că nu numai că îți pupă ăla, dar, cum să zic, îl și linge. Bun. El a fost numit la această instituție un cetățean, deci premierul coaliției de guvernare din care face parte și PSD, a fost numit un domn numit Daniel Șandru, nu vă spune nimic. Daniel Șandru face parte din gașca păduchelui Alexandru Muraru. Știți foarte bine, în România s-a creat o gașcă de păduchi, cu păduchile Alexandru Muraru, care este consilier al lui Ciucă, deci premierul PSD-ului și nu numai al PNL-ului, care are drept scop demolarea valorilor naționale. Acest Alexandru Muraru, care este și liderul PNL Iași, l-a atacat pe Goga și a obligat primăria din Iași să-i pună lui Goga să-i atârne o tăbliță de gât în care se spune că a fost poet, dar a fost mai ales ticălos ca politician. Vânează orice carte, orice încercare de a scrie despre războiul din Est, despre Mareșalul Antonescu și în gașca aceasta lui, păduchele,
Apropo, a dat azi un comunicat pe Duchele, că e ceva neregulă și cu el are un frate geamăn care e Adrian Muraru, care este la Washington. E o regulă. Oricineva, gașca asta i-a fost impusă lui Iohannis sau e conducător Iohannis. Dar oricum Iohannis. Și îl ai pe Bolovan. Deci Bolovanul transpirat este general, e militar. E militar de carieră, dar este mai nepatriot, mai antinațional, mai internaționalist decât Barna. Pentru că el a fost niciodată militar, el a fost un șmecher care s-a cățărat, da? Bun. Și el în această grupare îl are pe acest Daniel Șandru, este din Iași. Nu știu, că e profesor de la o filozofie, n-a scris o carte, este genul de atârnător. Adică păduchii fac foarte mulți pureci, este un gen de pureci. A fost numit de Cioloș și a stat până prin martie 2017 în guvern responsabil cu Centenarul. A fost un dezastru, Centenarul primul război, un dezastru, n-a făcut nimic. A omorât, probabil că a avut misiune să omoare Centenarul. După asta a fost director interimar sau la opera din Iași după Beatrice. A și lucrat. Păi ce legătură are unul care zice că face filozof cu Centenarul? Iar o chestiune, pentru că nu era istoric. Deci vă imaginați ce ticălos a fost și Cioloșică. Păi să pui până că nu e istoric, el este, zice CV-ul lui, n-a scris nicio carte, că este un fel de Pârvulescu al Iașului, n-a scris nimic. Și că el este filozof, foarte frumos, filozof bun, dar puteți să-mi spuneți și mie de ce să-l pui șef la, să răspundă de Centenarul Primului Război Mondial, când el nu este istoric? Da. După asta, ce legătură are filozofia cu prefectura numită asta, opera? Un om serios, mie, dacă mi-a spus să fiu direct la operă, veți fă de treabă, nu mă pricep la operă, în afară de faptul că sunt niște balerine care niciodată n-am înțeles de ce dau ele din piciorușe și de ce când dau din piciorușe noi vedem conținut. Eu nu văd, dar mă rog, așa sunt eu, analfabet cultural. După asta a fost șeful Centenarului de Sărbători la Iași, sub directa conducere a lui ăsta, Chirică, cum se numește? Chiriță, Chirică, PSD-ist. Și l-a pus, la mai mult ca sigur, la pila lui Păduchelui, director la Institutul de Investigare Istoriilor a Crimelor Comune. Și acolo trebuie să fie istoric. Și el a trimis azi un comunicat întregii prese, care l-a publicat toată presa într-o veselie, uite, am aici cunoscutul ziar Adevărul, al lui Burci. Deci, am dat la exemplu, la un comunicat în care spune că inițiativa organizării unui cenacul Flacăra de către Andrei Păunescu la Corbu este o crimă la adresa memoriei comuniștilor, ceva groaznic, da? Ce m-a surprins în toată povestea asta, și eu am făcut un interviu cu Andrei Păunescu și o să vedeți, senzațional, va fi jumătate de oră care merită să o urmăriți, nici nu mai fost discut despre altceva. Și ce m-a venit la toată povestea asta? Toată presa, uite, Adevărul, ce vrei, G4 Media, toți au dat fără să-i ceară părerea lui Andrei Păunescu. În acel comunicat, un om este acuzat că e criminal, că e o rușine națională, că o organizează. Nu este normal, să mai telespectatori, să ceri și punctul de vedere. Andrei Păunescu organizează la Corbu cu prilejul aniversării zilei de naștere a tatălui sau Adrian Păunescu, nu știu, o ședință. El, o să vedeți în interviu, îmi spune o chestie extraordinară, că ținea cu Flacărei de vreo câțiva ani. Bun. Și o instituție al Păduchelui, din subordinea Bolovanului transpirat,
împreună cu cel din preajma Buzăului, că ei conduc țara, Marcel Ciolacu, dă un comunicat în care spune că acest cenacru pe care îl face Andrei Păunescu e o crimă, nu mai citesc, dar într-o Românie care cu tăria organiză, nu mai spun, într-o așa își exprimă surprinderea și indignarea în legătură cu anunțul organizării unui eveniment cultural cu denumirea cenacul Flacăra și îți zice și Daniel Șandru ăsta, târnătorul Pulicele Păduchiului, da? Îi solicit în calitate de președinte al ICCCMR, îi solicit ferm domnul Andrei să înceteze organizarea acestei manifestări care nu este decât o palmă adresată în memoriei victimelor unui regim barbar, dar și o modalitate manipulată. La cenacul ăsta se cântă versuri patriotice. Cum manipulează? Ce legătură are cu victimele? Păi ăsta este de gașca Păduchelui. Încă o dată, și face parte de ce are el cu cenacul Flacăra, e supărat când el cenacul Flacăra spun versuri patriotice. Și te încoate ce legătură are, de ce cenacul Flacăra a elogiat undeva în acel cenacul Păunescu închisorile comuniste? Nu. Bun. Dar, repet, face parte din această campanie tutelată, dusă de Păduche, care, v-am zis, azi a fost extraordinar, a spus că, a spus așa, a dat un comunicat publicat de Digi, mai ales, și că acolo el e oprosit. Și asta așa, când războiul din Ucraina se va încheia cu victoria Ucrainei și a lumii libere, atunci Rusia nu trebuie lăsată să se reîntoarcă în comunitatea internațională până nu ne dă nouă tezaurul. Și am mai spus că Trabuchel, i-a dat o limbuță așa mică lui Trabuchel ăsta Bogdan Aurescu, că datorită lui Trabuchel s-au reluat ședințele alea, știți că s-au făcut o fricție, l-am văzut, l-am văzut și oată, eram la, am trecut când m-am fost în la Stalingrad, era și Ion Aurel Pop la, pe la ambasada noastră pe acolo, și erau comisii. Tezaurul, da. Ei, deci, noi o să prin Păduche, o să intervenim și o să spună, bă, vrei, Putin, vrei să revii în comunitatea internațională? Nu ne dai tezaur. Trebuie cât de, cum să spun, cât de nenorocit poți să fii ca să spui așa ceva. Cât de nenorocit poți să fii ca să-l faci pulbere pe Goga? Cât de nenorocit poți să fii ca să-l calci, să nu lasă să se scrie un rând despre Mareșalul Antonescu, care tu știi, dus un război împotriva rușilor? Cât de nenorocit poți să fii ca să ceri interzicerea cenacului Flacăra deoarece crezi tu că cenacul ăla face un elogiu al închisorilor comuniste? Da, bun. Dar Păduchele, purecele ăsta de Daniel Șan, ați văzut, nu omul n-a scris nimic. El este filozof, zice, de meserie și a răspuns, la ora actuală există un gen, un grup, niște oameni de cărora Cora le spune Muntean, exemplu, atârnători. Acești tipi găsești ca și frații Muraru totdeauna în funcții. Că și frații Muraru, erau tot timpul. Deci omul ăsta a avut tot timpul funcții. El este filozof, da? Mor, ca Marx, nu ca Marx, precum Aristotel. Te aștepți că un filozof stă și scrie cărți cu tare. Nu! El este filozof, dar a fost în guvern, la început în guvernul Cioloș și apoi în guvernul Grindeanu PSD, responsabil cu centenarul, fără să zică, bă, nu mă puneți că nu mă pricep la... Nu mă pricep la istorie, habar n-am, că sunt filozof. Filozof, da, chiar filozof. După asta a fost directorul Operei Naționale din Iași, care iar ce treabă are filozoful cu ăsta? După asta a fost șeful centenarului la primărie și acum este la Institutul de Investigare. Nu ați observat că omul nu scrie, nu muncește, meseria lui. El e atârnător, întotdeauna într-o funcție, da? Dacă se poate,
el, adică nu putea trăi și de regulă în funcții care nu au nicio legătură cu meseria lui. Ce legătură are profesia de filozof cu Institutul de Investigare a Crimelor Comune? Trebuie să cunoști istorie ca să poți să investighezi. Ce legătură are cu să fie director la opera din Iași? E balerin, e cântăreț, e... nu, habar n-are, nu știe muzică, cred că e afon. Bun. Și urmează, nu mai fac altceva, urmează interviul cu Andrei Păunescu, pe care chiar vă rog să-l urmăriți, pentru că este un moment dat, un moment extraordinar. Am discutat despre cele cântece pe care le-a lansat Cenacul, și anume Treceți Batalioane Române Carpați, și o să vă povestesc Andrei Păunescu. El are talentul lui taică-su la spontaneitate, despre cum s-a dus Păunescu la Ceaușescu, că nu-i dădea voie să cânte ăsta, și cu un magnetofon. Și o senzațional, și i-a dat voie ce i-a pus lui Ceaușescu, cânte, treceți batalioane, mă să vedeți. Și așa acolo, căuta omul doi priză, că ăla n-avea priză, da, extraordinar, n-avea priză, Ceaușescu nu știa unei priză, că era în biroul lui, și mă zice, Ceaușescu repede zice, senzațional, și de pune baterii, și ăsta, Păunescu zice, păi zice, nu sunt baterii. Și Ceaușescu zice, nici baterii nu sunt. Senzațional. Numai pentru asta și merită să urmăriți acest interviu cu Andrei Păunescu. Urmează interviul cu Andrei Păunescu. Bine v-am găsit, domnule Andrei Păunescu. Nu ne-am mai văzut de la o emisiune la Marius Tucă. Nu credeam că ne vom vedea în aceste condiții. Vă citez de... Vă citesc dintr-un comunicat pe care l-a primit astăzi toată presa. Este, noi avem o instituție, nu știu dacă dumneavoastră o știați, se numește Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Care noi? Care noi îl avem? Eu noi, români. Dar românii au fost întrebați dacă vor... Cara, bun. E fata noastră, da? Da, Adriana, fetița mea. Trimite salutări. Nepoata poetului care... Se dorește acum a fi interzis din nou. O să-și facă, îi faceți un podcast ca acum, când o să fie mai mare? Nu știu, dacă vrea, da. Dacă o să țină minte lucrurile bune și o să le creeze pe alea noi, da. Hai să citesc. Și zice că, mă rog, dumneavoastră aveți de gând să organizați cu ocazia aniversând ziua de naștere la Adrian Păunescu o manifestare a Cenacului Flacăra. Institutul este indignat și un domn, Daniel Șandru, președintele IEIE Khmer, este și el împotriva acestor manifestări. Mă rog, nu mai citesc, oricum... Rezultă... De cunoștință. Eu n-am auzit de dânsul până acum, dar mă bucur. Bun. Să... Nu, oricum rezultă din acest comunicat că prin această manifestare, care este o rușine națională și, mă rog, și că, nu știu... și că bine ar fi să-l interzicem. Haideți, spuneți-ne în primul rând ceva, că eu nu știam că dumneavoastră veți face la Corbu. Domnule, s-au trezit târziu acești oameni. Noi, de când s-a stins tata în 2010, am făcut sute de spectacole sub numele Cenacul Flacăra. Mă mir că au auzit abia acum. Nu numai că am făcut sute de spectacole, dar până să vină pandemia, în fiecare an, în noiembrie, aveam sala Palatului arhiplină. Am avut festivaluri, Adrian, deci am avut nenumărate spectacole sub această marcă extraordinară, Cenacul Flacăra, pe care tata mi-a încredințat-o încă din timpul vieții sale. Am avut și în diaspora, și în sate, și pe stadioane. Și deci ați avut cu numele Cenacul Flacăra. Exact. Pe sala... Aveam văzut niște afișe. Domnule Cristoiu și dragi prieteni ai lui Ion Cristoiu, am avut în 2019, cu puțin înainte de pandemie, Cenacul Flacăra simfonic. Cu un an înainte, Cenacul Flacăra la sala polivalent, la sala Palatului. În 2017, Cenacul Flacăra la 75 de ani de la nașterea lui Adrian Păunescu și 45 de ani de la înființarea Cenacului. La anul vom avea 50 de ani de la înființarea Cenacului și 80 de ani de la nașterea lui Adrian Păunescu. Deci nu e ceva nou. S-au trezit așa, hodorong-trong. Dar știți ce? Uitați, în opera lui Adrian Păunescu am găsit niște lucruri prevestitoare. El încă din 80 publica într-o carte, și dumneavoastră știți foarte bine ce vremuri erau alea, să publici într-o carte următoarea strofă.
nu-i loc de mine. N-am un colț aiurea să mă retrag să beau cu pădurarii, să nu mă mai înjure toți mai micii, să nu mă mai bârfească toți mai mari. A, genială expresia asta, toți mai mici. Eu le zic păduche, dar o să preiau și eu. Pițifelnicii, formula din... Nu, acum, nu, dar aia formula e duioasă. Am acum o formulă dură numit păduche, dar care fac pureci în jurul lor. Că știți că sunt dar nu știam, asta este extraordinară cu mai mici. Da. În primul rând, spuneți-mi despre ce manifestare e vorba. E vorba de o nouă ediție a Cenacului Flacăra după anii ăștia de restricții, pe care o facem pe plaja de la Corbu, pe 23 iulie. Tata e născut pe 20 iulie, deci imediat după ce el ar fi împlinit 79 de ani, ne adunăm câteva zeci de artiști, oameni care au fost din toate generațiile la Cenacul, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, nume uriașe, Cristi Buică, Magda Pușca, Șemeric Imre, trupe și așa mai departe, ne adunăm să cântăm despre țară, despre iubire, despre părinți, despre copii și asta o facem în mod firesc. Deci asta se va întâmpla. Poate că îi deranjează faptul că deja nu prea mai sunt locuri. Poate îi deranjează faptul că sălile palatului au fost arhipline. E cu bilete și la Corbu. Da, știți ce? Bineînțeles că au sărit câțiva din ăștia grijulii ai naturii care au zis cum faceți pe plaja de la Corbu Cenaclu, că eu nu iubiți natura. Au căzut în plasă, pentru că e un spațiu împrejmuit cu iarbă, nu e pe plaja sălbatică, este la câțiva metri de mare și totul este și legal și eco și... Câte bilete ați vândut, ca să știm interes? Păi, cred că spațiul care primește până la 1000 de locuri este aproape plin. Deci presa are acces liber și copiii până în 12 ani au acces liber. Deci cu asta cred că s-a terminat. E seara, dimineața, la miezul nopții. Va începe la ora 6 seara, pe 23 iulie, adică sâmbătă. Atunci se adună lumea și imediat ce putem să pornim cu marile cântece, cu... Și totuși există iubire, cu Doamne ocrotește pe români, cu Trăiască Duhul lui Iancu, cu recitaluri, cu piese formidabile ale Cenacului Flacăra. Dar știți ce mai deranjează pe acești oameni? Îi deranjează faptul că tata a avut dreptate când a scris: eu și mort voi fi mai puternic decât mulți dintre ei vii. Asta îi deranjează. Ei se așteptau ca Păunescu și Flacăra să moară odată cu moartea fizică a lui Adrian Păunescu. Bun. Deci nu are niciun rost. Eu am vorbit de atâtea ori despre Cenacul Flacăra, ce manifestare a fost. Eu, de exemplu, am pe iPod și ascult muzica Cenacului Flacăra deoarece sunt versuri. Adică nu cred că numai dacă rămânea numai cu Cenacul Flacăra, Adrian Păunescu rămânea în istoria culturii, pentru că a reușit să, știți foarte, dar trebuie să spun eu, a reușit să impună poezia, marea poezie, unui public care poate la vremea respectivă, ca și acum, nu era atât de preocupat. De-aia eu spun, deci eu personal am tot Cenacul Flacăra și îl ascult pentru versuri. N-ați adăugat aici și moartea lui Ștefan cel Mare, când cântă toată sala. Da. Eu îl consider, ca să închei, cel mai mare moderator din istoria televiziunilor române, pentru că el a reușit să facă talk show-uri cu 100.000 de oameni. Ai noștri nu reușesc nici cu cât. Acum spuneți, deci în legătură cu asta este o axiomă, da. N-are nici. Spuneți-mi însă, așa că sunteți și gazetar, dar ce a apucat azi? De ce... Cred că vor să aibă și ei sentimentul utilității. Adică ei nu se ocupă, de exemplu, de lucruri grave, de problemele pușcăriilor politice, de problemele, cum să spun, uite, nu se ocupă, de exemplu, de un adevărat asasinat al comunismului, care a fost Cenacul Flacăra. Cenacul Flacăra a fost interzis de... Eu când am auzit că Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului pune Cenacul Flacăra în subiect, am zis, sigur, vorbesc despre asasinarea, interzicerea Cenaclului de către comuniști în 85, pentru că, și astea sunt în dosare de securitate precizate, pentru că promova capitalismul, promova o muzică occidentală, pentru că promova niște valori
care nu erau specifice societății socialiste. E, nu, a fost invers. Dar să vă spun ceva apropo de comunismul lui Adrian Păunescu, pentru că asta e teza, că Adrian Păunescu a fost comunist. În afară de faptul că toată familia noastră a fost în pușcării politice, străbunicul meu, liberal, învățător, băgat în pușcărie de legionari, bunicul meu, Constantin Păunescu, băgat în pușcărie de comuniști. 15 ani de condamnare. A ieșit în 64, când au ieșit toți. Îi deranjează faptul că lumea vine către fenomenul ăsta și haideți să vă spun, apropo de comunismul lui Adrian Păunescu, o poezie publicată în 1988, deci în anii ăia de închidere, de înnegurarea lui Ceaușescu. N-am fost cu Lenin, n-am crezut în trânsul, mi s-a părut că trebuie altceva, am fost convins că dogma e o crimă și am crezut că vom regenera. Nici Marx, nici Engels și nici alții totuși nu-i pot durerii noastre da ecou, la bolile moderne ale lumii nevoie e mereu de un doctor nou. Adrian Păunescu, 1988, publicat de o editură comunistă. Nu, sunt și critici și istori literari, bate la o deschise. Chiar dacă ar fi și dacă era și Lenin, la talentul și la multilateralitatea lui Adrian Păunescu, că doar sunt chiar critici și istori literari, nu trebuie, nu contează. Pe mine mă interesează astăzi, de exemplu, când ați aflat, v-au sunat de pe la televiziune. Da, m-au sunat de la televiziune și mi-au spus, eu am crezut că e o glumă, la o televiziune și, da. Mi-au spus că nu știu dacă să râd sau să plâng, pentru că eu am avut de gând, bucuros că s-a terminat cu restricțiile, să-l sărbătorez, dacă se poate spune așa, să fac un spectacol de ziua tatălui meu. Și m-au întrebat de la o televiziune, ce faceți, renunțați? Cum adică, cum să renunțăm? Ei au dat un comunicat teoretic, ce vor? Nu știu, au spus că mi-au cerut în mod ferm să opresc această manifestare. Păi, v-au cerut, v-au sunat? Nu. Păi cum v-au cerut dacă nu v-au sunat? Păi au cerut, fiindcă au scris pe o hârtie pe care n-a văzut-o nimeni. Hai că... Și să mai dau o veste. Nu numai că mergem la Corbu și facem o noapte extraordinară, dar mergem și la Iași, în Amfiteatru Palace, pe 13 august, unde va fi ceva grozav. Și mergem președintele ăsta este din Iași, da, mă rog. Aoleu, Doamne, deci cred că, no. cred că o să aibă coșmar. Nu e singur acolo, o să povestesc. Pe mine m-a amuzat această chestiune că s-a năpusit asupra cenacului și a dat un text care este de o rară imbecilitate pentru că exagerează. Nu știu, poți să spui că la un moment dat, nu știu, Păunescu, ca să supraviețuiască, în loc de trăiască, cum mai România, punea Ceaușescu, dar încă o dată... Spun ceva. El, în 68, când Ceaușescu s-a opus militarismului sovietic, a trăit cu nădejdea cu care au trăit milioane sau mai poate zeci de milioane de români, că ne putem desface de jugul sovietic. Și dumneavoastră, cred că erați atunci într-o tinerețe, da. Și tata spunea, nu vreau cu Lenin și cu Marx, eu vreau cu unul de-al meu, el pe naționalistul, pe patriotul Ceaușescu, l-a lăudat, nedorind să fie la nesfârșit România sub Lenin și sub Marx. Că nu se gândea nimeni să cadă comunismul atunci, să fim sigur. Cântecul Bocetul lui Ion îl cântați? Bocetul lui Ion fără ăla de cu Mareșalul. Ăla cu Mareșalul, care e tot scris și publicat înainte de Revoluție. Nu știu dacă în repertoriu de astăzi este, îl cântă Maria Gheorghiu. Ioane. L-a mai cântat știu, da, senzațional. Păi și asta îi supără. Cum păi antirus, domnul, stați un pic, e cu Zelenski. Nu e antirus, este o poezie antirusească. S-a spus în comunicatul ăsta, hai să nu pronunț nume, că deocamdată numele alea nu există, s-a spus că este o rușine, este o palmă pe obrazul poporului român. Ei, hai să le spun eu ceva ce îi mai enervează referitor la Adrian Păunescu. În primii 10 ani de după ce tata a murit, 23 de statui ale lui Adrian Păunescu s-au ridicat pe tot cuprinsul României mari, câteva în Basarabia, una chiar pe Nistru, câteva în Ardeal, câteva în Oltenia. În toată țara există monumente de bronz și de piatră
cu Adrian Păunescu, pe care oamenii de acolo, în colaborare cu artiștii, cu sculptorii, le-au făcut, pentru că pe ei Adrian Păunescu i-a ajutat și dându-le un serviciu, și dându-le un cântec, și dându-le sentimentul că au o identitate și punând pe hartă Țebea, pentru unii chiar și Putna, scriind și implicându-se. Așa că nu știu cine sunt acești oameni care vor interzicerea Cenaclului, dar eu zic că mult mai importanți sunt cei din toată țara care i-au ridicat cele 23 de statui și sutele de mii de oameni, pentru că dacă vă uitați pe pagina mea de Facebook, veți vedea, sunt și poezii și filmulețe care au milioane de vizualizări. Oamenii ăștia care ne-au cerut în 2010, după ce tata a murit. Nu opriți acest patrimoniu, nu opriți această obligație pe care o aveți să ne cântați în continuare despre România, să ne cântați, de exemplu, o strofă scrisă în 1988, rețineți. Stalin cu teroarea sa ne-a luat Basarabia și cu Hitler în acord Bucovina de la Nord. Este un cântec. Doamne, Doamne ocrotește-i pe român. Da, care e un cântec popular. Tot Adrian Păunescu l-a scris. Și am pierdut și am fost răpuși și am fost ocupați de ruși. Da. Aliații au tăcut, Stalin a făcut ce a vrut. Păi parcă e 2022. Aliații au tăcut. Dar trebuie spus că Cenaclu a lansat în spațiu public acele legendare cântece din primul război mondial care erau interzise. Cum era aia? Stai să întinde ora mare? Cum e? Hai să întind. Asta cânt chiar eu. Hai să întind. Da, dar acum nu, dar inițial era, nu, era... Acum eu cânta corul de la Boxing. Nu, ăla cântam, uita că ești român. Hai să întindem ora mare. Mi se pare că l-a dus Mircea Boian de la Sighișoara. Da, s-a relansat la Cenaclu un cântec interzis complet. Ei, dar nu era cu să trecem granița inițial, că n-au avut curaj. Era așa. Hai să întindem ora mare mai aici, mai colea, mai aproape de hotare, până în Basarabia, mai aproape de hotare, să refacem Dacia. Da. Tot la Cenaclu, în 78, data a reușit să scoată de sub interdicție un cântec pe care l-a descoperit la corul bărbătesc din Finteușul Mare, din Maramureș, treceți batalioane române Carpații. Da, pe asta l-a înregistrat pentru televiziunea română, că făcea atunci emisiunea despre care ați vorbit, Antena Vă Aparține, și a încercat să-l difuzeze. N-a reușit, directorul televiziunii n-a fost de acord, tata s-a dus la Dumitru Popescu, Dumnezeu, și i-a zis că lașii de la televiziune nu vor să dea cântecul. Dumitru Popescu, Dumnezeu, i-a zis, e un cântec cu o situație foarte specială, nici eu n-am puterea. Și tata i-a spus, toașu Popescu, păi mai sus decât dumneavoastră, nici decât Ceaușescu. Exact. S-a dus cu casetofonul în geartă la Ceaușescu în birou, i-a pus caseta, Ceaușescu a ascultat, i s-a făcut părul de găină așa și a semnat pe loc scoaterea de sub interdicție a cântecului Treceți Batalioane. Ăsta e adevărul. Da, e formidabil, este emoționant. Bun, da. Și acolo, ca să vedeți, a și adăugat câteva strofe, pentru că trebuia să nu pară că noi suntem imperialiști și asta. Strofa aia de la început, un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați, un cântec de luptă bătrân ca unirea. Vin Adrian așa. Păi, asta l-a introdus el, după asta trebuie. Pentru că vrea să spună, stai puțin, că noi nu îndemnăm acum oastea română să treacă. Cântă și ea? E folchistă? Nu-i folchistă, dar va fi în curând. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați, treceți batalioane române Carpații, la arme cu frunze și flori, vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații. Și așa mai departe. Deci, bun, cântecul acesta era circulat sau îl făcuseră? Nu, era interzis după 1945. Dar atunci, la vremea respectivă, se cânta. Se cânta până la al doilea război mondial. Era un cântec din primul război mondial, pentru că Ceaușescu, atunci când tata s-a dus cu caseta la el în birou, i-a zis, Adrian, știu de cântecul ăsta, și la premilitarii îl cântam, îl auzeam când eram tânăr. Gata, astăzi îl reintroducem în circuit. Și a început să se dea la radio și a devenit un bun al poporului. Pentru asta îl urăsc pe Adrian Păunescu. Pentru patriotismul, naționalismul și sinceritatea lui. Ce comunism este în cântecul Dor de Eminescu? Ce comunism este în
în cântecul Și totuși există iubire, și totuși există... Și e moartea lui Ștefan cel Mare, de acum. Da, un dan este... plin de jale, mii de clopote dau vreme, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este. Și acolo e o strofă extraordinară, care se cânta pe scena Cenaclui Fraga. Da, ia spune-te-l. A zis comunist. Stați puțin că este foarte tare. El cânta și Păunescu, recita. Cânta, da. Și recita sala. Să arătăm prin fapta noastră hoardelor din răsărit, da, că prin neamul lui în lume Ștefan Vodă n-a murit. Da. Și mai era și cel cu bat clopotele la acela. Ăsta Adrian Păunescu l-a scris, se numește da, la Alba Iulia. Și l-a pus pe muzică Ștefan Hrușcă, bat clopote cântând reîntregirea. Dar se auzi și clopotele, este senzațional cântecul. Dar știți că Adrian Păunescu a compus și așa ca muzică și ca versuri un cântec care era imnul Cenaclui, trăiască Duhul lui Iancu. Da, era? Da, muzica aia lui. Muzica aia lui și versurile, bineînțeles, Iancu la Țâdă. Cum de reușeau să... Cum de se sala era prinsă? Cum era sala? Prinsă, era sedusă. Era el sau... Domnule Cristoiu, sunteți bărbat. Știți foarte bine, în dragoste, seducția se întâmplă prin... Da. Prin farmec, prin inteligență. Există și această categorie de opțiune sexuală mai nou redescoperită, numită sapiosexual, nu? Când te îndrăgostești de inteligența și de farmecul celui de lângă tine. El și spunea, cel mai mult pe lume, tata spunea, cel mai mult pe lume iubesc cenaclul flacăra și femeia. Pentru că la cenaclul flacăra și în dragostea cu femeia nu există intermediari. În poezie, până public în revistă, până trece de cenzură, în carte, până trimit la editură, până îmi scot, până îmi vin șpalturile, trece tot efectul. În televiziune, dar în dragoste și la cenaclu, totul este pe viu. Da, da, probabil că nu e nevoie să convinge să vină la cenaclu. Nu, ultima... să mai spun ceva foarte tare. O poezie publicată de două ori pe vremea comunismului, odată în cartea Manifest pentru Sănătatea Pământului din 80, a doua oară în antologia Totuși iubirea din 1983. Poezie tipărită pe semnătura lui Ion Traian Ștefănescu, cel care era la Consiliul Culturii, da, și la care tata s-a dus cu aceste poezii îngrozitor de tari, împotriva sistemului. Și Traian Ștefănescu, un intelectual de rasă, un om de drept extraordinar, care nu de mult s-a stins, i-a zis, băi Păunescu, bă, ce facem mă cu poeziile astea? Cum să publicăm noi poeziile astea, care lovesc sistemul la rădăcina lui? Și tata i-a spus, dacă aveți conștiința să le respingeți, respingeți-le. Și atunci a semnat Ion Traian Ștefănescu, a semnat inclusiv pentru o poezie numită E prea lung drumul până în comunism, de nu-l scurtăm cu gări și cu etape, de nu-l aducem totuși mai aproape, e prea lung drumul până în comunism. Am mai visa de nu s-ar face zi și pruncii nu ne-ar întreba de pâine. E lung și drumul scurt de azi pe mâine, cu atât mai mult ce ni se năzări. Am mai închide ochii și am tăcea, dar clasicii visării ne somează să fim lucizi, să avem gândirea trează și drumul e lung și viața ne e grea. Acesta e total și nebunesc. O secundă. Acesta e total și nebunesc. E comunismul, unica dreptate, cel hotărât a le împăca pe toate, pilonii lui pe osul nostru cresc, când obosită, într-un cerc închis, scârbită, umilită, lumea noastră a vrut să se arunce pe fereastră, i-au dat un drog, i-au programat un vis. Eu mă întorc încoate la acel amănânt cu Ceaușescu, cum s-a dus cu reportofonul, păi cu s-a casetofonul. Și Ceaușescu l-a ascultat, dar ce era conducea România. Și dragi, da, dragi cristoiaci sau cristoici, da, cum se numește, da, s-a dus cu casetofonul într-o geantă diplomat, tovarășul Manea era șef de cabinet, da, de al lui Ceaușescu. Asta se întâmpla în primăvara lui 78. Da. Și a cerut audiență de urgență. Știți cum e? Dacă erai laș, păduchie și vorbeai pe la colțuri, nu te primea Ceaușescu. Dacă erai un intelectual care cerea de 10 ori audiență, da, te primea. Adică s-a dus, a cerut, ea... Nu el a controlat nimeni în geantă, putea să se ducă cu un ciocan de șnițele, să-i dea în cap. Nu l-a controlat nimeni, a intrat și știți ce i-a zis lui Ceaușescu? I-a zis, toată lui Ceaușescu, unde aveți o priză să pun în
Și Ceaușescu, astea sunt lucruri senzaționale pe care regretatul Constantin Mitea, apoi Eugen Florescu, care au fost consilierul lui Ceaușescu, le știu și sunt mărturii istorice. Și Ceaușescu ce a zis? Ceaușescu i-a zis, caută o priză și bagă cartofonul. Și a început tata să caute priză pe acolo, tata a zis, nu găsesc o priză. Și s-a ridicat Ceaușescu, era cu o cămașă, cu o mânecuță scurtă, așa s-a ridicat și a început să caute și el priza la el în birou. La un moment dat Ceaușescu îi zice, Adrian, dar dă-i drumul pe baterii. Ce, nu merge pe baterii? Și tata îi spune, păi n-am baterii, că nu se găsesc baterii. La care Ceaușescu zice, cum, nici baterii nu se mai găsesc? Hai sunteți ferme că trebuia să facem altă o emisiune întreagă. Deci asta mi-a plăcut că zic, nici baterii. Adică, bun, hai să, că cu noastră nu mai terminăm. Am înțeles că vă ziceți la Marius Tucă vreo oră și o să vorbiți mai... Știți cum zice Florin Piersic? Dacă nu mă lăsați să o spun pe asta, degeaba m-a schemat aici. Ascultați o poezie numită Importante schimbări, un cântec extraordinar pe care îl puteți asculta pe pagina lui Vasile Șeicaru, că el a făcut muzica. Este genial, publicat și cântat atunci. Mare curiozitate, Sparta pe cei buni aruncă. Ora decadenței bate, mult comerț, puțină muncă. A fura e la îndemână, a munci e o eroare, avem apă în fântână izvorâtă din ulcioare. Luptele pentru putere, pe cei slabi au să-i consume, sunt mai multe ministere decât muncitori pe lume. Asta că îi se referă la vrea azi. A, și încă ceva foarte tare, apropo de așa zisul comunism al lui Adrian Păunescu, aberație sinistră. Mult azot conțin cartofii, pe pământ se aud șenile, confiscați sunt filosofii de închisori și de azile. Da. Să-mi spună mie toți acești copilași care acum se joacă de a studiul comunismului, care habar n-au, care n-au scris, care n-au făcut ceva palpabil. Haideți că l-ați moștenit pe Adrian Păunescu și suntem ăsta, restăm până, repet, până dimineața. Spuneți-mi singură, ultima întrebare. Astăzi va căuta, deci această instituție este în subordinea guvernului. Va căuta cineva de la PSD, vreun politician, că PSD participă la guvernare. Spune, domnule, îmi pare rău, chiar așa. Nu m-a căutat nici de la PSD, nu m-a căutat nici de la PNL, nici de la UDMR, cu atât mai mult. La UDMR poate să mă caute pentru strofa aia, că și cu Horti în acord au călcat Ardealul de la nord. Da. Nu m-au căutat. De la președintele Iohannis n-am nicio pretenție să mă caute, pentru că probabil e supărat pentru pamfletele pe care le-am scris cu Herr Trântor Cotrocean și care i-a murat la mulți ani de ziua lui. Nu m-a căutat nimeni. Și mai bine că nu m-a căutat nimeni. Când nu te caută statul român, e de bine. Înseamnă că poți să-ți faci treaba. Hai să închem. La Corbu. Tocmai m-a sunat și Ovidiu Ianițoaia și m-a întrebat cum se intră pe bilete și am zis, domnul Ianițoaia, presa are intrare liberă. Și zice, păi și familia dacă nu e în presă. Și am zis, veniți acolo. Pot să vă, în final, aveți aceea spontaneitate care avea Adrian Păunescu, că eu mereu am povestit că îl sunam și după 89 mai ales și în convorbirea telefonică făcea, așa cum Nichita făcea poezie, țineți minte? Deci avea aceste replici care mai avea asta caragiale. Dacă am fi avut după acești oameni niște tip cu reportofonul, să știți că și după Păunescu, și Nichita, și după Caragiale, cred că am fi avut niște capodopere. Dar vreau să vă spun, eu mi-am trăit adolescența și tinerețea filmând, nu ducându-mă la bere sau în discoteci, ci filmând. Am sute de ore filmate pe care le puteți lua, dacă vreți să ilustrați blogul dumneavoastră cu imagini din viața Cenacului și din viața lui Adrian Păunescu, le puteți lua, că sunt la mine pe blogul meu, sunt filmate de mine. Și apropo de Nichita, eu am fost coleg de clasă 4 ani cu Mirela Stănescu, fica lui Nichita, fica adoptată a lui Nichita. Tata spunea de foarte mult, spunea întotdeauna, băi, îmi place să vorbesc despre valori, pentru că eu sunt atât de bun și de puternic încât nu mă tem de valori bune și puternice. Și îl cita pe Nichita, care știți ce zicea apropo de tăștia, de prichindei din ăștia care se bagă în seamă, spunea așa: vei muri prin cădere în fund și te vei găuri prin arătare cu degetul. Frumos, sunteți foarte bun, deci oamenii se... Dacă mai aveți locuri la Corbu... Să vină acolo, la o găsim și punem boxe, se aude, nu, e, va fi minunat. Și noi
Când o să mai dau din cenac cu flacăra, o să vă spun că aveți exclusivitate pe YouTube și nu ne lasă ăștia. Păi cum, e cenacul. Știți ce? Tata a știut pe mâna cui să lase cenacul cu flacăra și încă din timpul vieții lui, asta ca să se termine cu toate discuțiile. Cenacul cu flacăra nu numai că este un fenomen cultural, așa venit din polen și din nectar, nu. Este în mod foarte pragmatic reglementat, este o marcă registrată pe care o dețin și pe care o folosesc cu onoare, cu bucurie și sunt sigur și cu competență. Mulțumesc, mulțumesc, Andrei Păunescu. Succes la Corbu, mulțumesc, la revedere. La Iași, surpriză. La Iași, și la Iași acolo, de unde este președintele ICMR-ului ăsta. 13 august la Iași, 23 iulie la Corbu. Bine, mulțumesc, la revedere. Toate cele bune, sănătate.